Lucian Blaga, despre miți și magie. Mitologia greacă ne povestește despre isprăvile lui Cronos, mătăhăloasa, titanica divinitate care își consuma cu nesați propriile odrasle. Mitul acesta rostește în termen de psihologia ancestrală, pe care omul a uitat-o cu spaimă, esența ultima a timpului și soarta de neînlăturat a oricărei apariții. Canibalismul părintesc demonic al lui Cronos ne comunică fiorul metafizic neatenuat, total, al vremelniciei, cu o insistență și cu o putere de sugestie, cum nu e în stare niciun alt gând. E vorba aici de revelarea unui tâlc care, prin plasticitatea sa, rezumă concentrat toată experiența și darul de ghicire al omului, înduplecându-ne fără putință de rezistență mintea și inima. Când se înfățișează cu calități atât de seducătoare, mitul are, prin însușirile sale intrinseci, virtutea de a fi în același timp enunțare și argument. În consecință, gânditorul mitic nu va simți nevoia de a desfășura silogisme. Valabilitatea secretă a mitului fiind de natură cu totul particulară, imaginația revelatoare își atinge ținta de a fi crezută pe cuvânt datorită ființei sale, fără dovezi și fără de cataligele dialecticei. Într-o colecție de folclor românesc am găsit o legendă cu privire la dispariția inorogului, animalul fantastic împodobit cu un singur corn în frunte, unicornul. Pe vremea când Noe primise porunca să-și clădească arca și să ia câte o pereche din toate viețuitoarele care nu trăiesc în apă, inorogul era și el o ființă aievea. Noe a chemat viețuitoarele potrivit poruncii, singur inorogul s-a opus, spunând că el se va mântui înotând. Când potopul și-a revărsat apele, inorogul se ținu lesne deasupra, dar s-au agățat de el peste valuri viețuitoarele osândite prăpădului și astfel sub povară se înnecă și el. În acest chip, pentru trufia sa, inorogul a pierit fără de a lăsa urmași și dispărut pentru totdeauna de pe fața pământului. Legenda s-ar zice că este o prefigurare a teoriei catastrofelor geologice, vezi Cuvier, după care speciile fosile s-au stins prin succesive uriașe dezastre ale naturii, fiind nevoie apoi de noi și repetate creațiuni. Legenda inorogului poate fi citată pentru transparența și puterea ei de divinațiune ca un eclatant exemplu de gândire mitică. Mitul e încercarea de a revela un mister cu mijloace de imaginație. Mitul convertește misterul existenței, dacă nu adecvat, totuși în chip pozitiv, prin figuri care satisfac prin ele însele. Afirmăm acestea despre mit fără nicio pretenție teoretică de a-i căuta o definiție, căci dorim deocamdată numai o vagă orientare și aproximare. Pentru a ilustra gândirea magică, dăm un exemplu care se bucură de o largă circulație prin studiile închinate problemei. Membrii tribului Bororo afirmă despre ei înseși: noi suntem papagali roșii. Ce semnificație poate avea o asemenea afirmație? Membrii tribului Bororo își dau desigur perfect de bine seama că ei sunt oameni, dar aceasta nu îi împiedică să pronunțe cu aceeași gravitate și propoziția: noi suntem papagali roșii.
Papagalul roșu este totemul, animalul sacru al tribului. Toți membrii tribului se identifică cu totemul, închipuindu-și că ei iau parte, într-un fel oarecare, la substanța magică a acestuia. Afirmația membrului tribal că este papagalul roșu nu trebuie, prin urmare, să o socotim ca o simplă aluzie la o eventuală situație tribală în raport cu un anumit simbol, papagalul. Afirmației urmează să-i conferim un sens direct și unic, de o cumplită seriozitate. Papagalul roșu, fiind totemul tribului, posedă o putere sau o substanță magică de care sunt contaminați toți membrii tribului. Există deci în credința tribului Bororo o reală identitate între membrii tribului și papagalul roșu, o identitate de substanță magică. Cităm un al doilea exemplu de gândire magică. Un primitiv desenează pe peretele peșterii o antilopă. Nu pentru plăcerea de a-și pune în exercițiu talentul sau de a se desfăta el sau alții la vederea desenului, ci fiindcă primitivul crede că în acest chip antilopele din pădure sunt magic aduse să țină calea vânătorului. O putere magică scoasă de nicăieri, prezentă oriunde, se îndreaptă după credința primitivului asupra antilopelor reale din pădure, datorită numai analogiei ce există între figura desenată și realitate. Analogia este investită cu darul de a canaliza puterea magică. Am amintit două exemple de gândire magică prin excelență. În primul exemplu, avem de-a face cu o substanță magică, datorită căreia se constituie o identitate misterioasă între ființe cu totul diferite, papagalul roșu și omul. În al doilea exemplu, avem de-a face cu o putere magică despre care se pretinde că ar trece cauzal de la un lucru, imaginea desenată a antilopei, asupra unui lucru analog, antilopa. Gândirea magică implică totdeauna ideea fie a unei substanțe magice, fie a unei puteri magice. Cât despre substanța sau puterea magică, nu s-ar putea spune deocamdată mai mult decât că ele sunt misterioase în ele însele, comportându-se cu totul paradoxal. Cu alte cuvinte, ideea substanței sau a puterii magice nu am putea o socoti ca o încercare revelatorie deplină în raport cu un mister, căci ea însăși se declară ca o prelungire a misterului. Ideea substanței sau a puterii magice e prea neîmplinită încât să poată fi o plăsmuire mitică în adevărata accepție a cuvântului. În ideea magicului prinde consistență ca într-un apendice lucid al său, însăși misterul ca atare. Ideea magicului nu este ca orice mit o convertire imaginară a misterului. Am schițat cu aceasta un început de examen diferențial între gândirea mitică și gândirea magică, rămânând ca vagile contururi să se închege încetul cu încetul în adevărate formule. Sub unghiul tipologic, atât exemplele mitice, cât și cele magice, întâmplători invocate în rândurile de mai sus, reprezintă cazuri pure. Nici mitul lui Cronos nu conține elemente magice, nici afirmația identității magice dintre om și papagal nu conține elemente mitice propriu-zise. Am afirmat însă că cele mai adesea modul mitic și modul magic apar în formă mixtă. Gândirea mitică, în cele mai multe din produsele sau plăsmuirele sale, conține și un coeficient magic.
Acest coeficient e variabil, putând uneori să fie egal cu zero. Exemple de plăsmuiri mitice în care magico are rolul unui aluat foarte harnic, dar la fel și exemple de plăsmuiri mitice cu un coeficient magic rarefiat sau nul, se pot cita după plac. Chiar fără de un control prealabil mai amănunțit sau mai sever, adică după o simplă impresie, e permisă bunăoară afirmația că gândirea mitică greacă se caracterizează în general printr-un coeficient magic mai puțin accentuat decât gândirea mitică egipteană sau chineză. Cine ar susține totuși din această cauză că gândirea mitică greacă e mai puțin mitică decât cea egipteană sau chineză? Nimeni, desigur, dar o atare constatare are darul de a trezi oarecare bănuieli cât privește părerea că magicul ar fi un atribut constant al gândirii mitice. În Cartea Genezei ni se spune că la început nu a fost decât un noian de ape peste care plutea Duhul singur. Și Duhul a zis: să se facă lumină, și s-a făcut lumină. Evocarea începuturilor, imaginea nesfârșitului de apă și a Duhului Divin plutind peste adâncuri, sunt fără îndoială elemente mitice. Dar porunca inițială să se facă lumină și puterea atribuită cuvântului, datorită căruia lumina s-a făcut, sunt elemente magice. Nu e prea nevoios lucru să întreprinzi disocierea elementelor sub acest unghi de vedere, oricare ar fi materialul mitologic. În Povestea Lumii de demult, colecția de folclor cosmologic românesc a lui Tudor Pamfilie, citim următoarea variantă a unei legende despre zidirea pământului. Nimeni nu știe de când e zidit pământul și de către cine. Atâta se spune că pe vremea lui Dumnezeu și a dracului, amândoi fârtați, pământul se afla, dar totul era înnecat în apă. Numai foarte puțin, ca un ostrov mărunt, ieșea deasupra apelor mari cât un pat, pe care se puteau culca cei doi frați, Dumnezeu și dracul. Într-o vreme, din ce pricină nu se știe, dracu prinse ură pe fratele său și se hotărî să-l înnece în apă, când Dumnezeu va dormi, ca să se scape de el și să rămână singur stăpânitor pe acel ciudat ochi de pământ. Cum se gândi, așa și încercă. Într-adevăr, pe când Dumnezeu dormea, dracu începu să-l împingă spre apă, dar cu cât îl împingea, cu atât și pământul creștea în acea parte. Văzând că pământul se lățește mereu, începu dracul să-l împingă îndărât, dar și aici pământul crescu. Se încerca apoi în celelalte cornuri de cruce, dar nu izbuti nimic, căci pământul crescu mereu până ajunse așa de mare cum îl vedem și noi astăzi. Legenda, de origine bogumilică, circulă într-o seamă de variante. Cele două persoane care participă la zidirea pământului reprezintă principiul binelui și al răului. Evident, toate elementele povestirii au un caracter mitic, cu excepția unuia singur care e de natură magică. În legendă, Dumnezeu apare ca o ființă încărcată cu o putere magică, ce îi vine în chip automat în ajutor, chiar în timp ce el doarme, de câte ori dracul vrea să-i facă vreun rău. Puterea aceasta magică, proprie ființei divine, până și în starea de somn se manifestă în realitate ca factor decisiv la zidirea pământului. Pentru exercițiu disociativ în aceeași ordine de idei, ne stă la dispoziție un bogat material și toată mitologia arhaică. În mitologia egipteană bunăoară,
Întâiului zeu îi se atribuie o naștere pe cale magică din numele său. La început fusese numai numele zeului, iar zeitatea s-a creat în urmă în chip ocult prin mijlocirea puterii magice proprie numelui său. Zeitatea este o plăsmuire mitică, dar în concepția despre nașterea sa intervine un factor magic. Un material de disecție deopotrivă de interesant ne oferă despre vechea cultură mesopotamiană Mircea Eliade în cartea sa Cosmologia și Alchimia Babiloniană, cu bogate referințe bibliografice. Mitologia ei centrală este alimentată de ideea unei simetrii între cer și pământ. Toate lucrurile și ființele ar exista oarecum plural sub categoria repetiției pe diferite podișuri cosmice. Toți ce ființează pe pământ și-ar avea astfel o întruchipare similară și în cer. Nu numai despre o singură cetate din cele mai vechi timpuri se spune că ar fi fost clădită pe potriva unui plan sugerat de mișcări și configurații stelare. Deosebirea dintre ceea ce este în cer și ceea ce este pe pământ ar fi doar de grad de perfecțiune. Apariția terestră rămâne o imagine nedesăvârșită a unui model ceresc. Mitologia corespondențelor a putut desigur să apară în mai multe regiuni geografice, la felurite popoare, pe baza unor predispoziții spirituale asemănătoare. Plăsmuire eminamente mitică este în concepția arhaică a corespondențelor ideea însăși a existenței plurale a aceluiași lucru în diverse ținuturi cosmice, suprapuse ca niște etaje. Mitologia aceasta se întrețese de obicei și cu gândul magic a unei identități ascunse între lucrurile care își corespund pe diversele planuri ale lumii. Babilonul, cetatea de pe pământ, era socotită sacră fiindcă ar corespunde unui Babilon ceresc. Între cele două cetăți ar circula de sus în jos și de jos în sus puteri magice, datorită cărora locuitorii Babilonului dobândesc o particulară demnitate quasi divină. Ritualele săvârșite în Babilon sunt menite grație relațiilor magice ale acestuia cu centrul ceresc să exercite o înrurire hotărâtoare asupra întregului mers al lumii. Neapărat că ideea reciprocității magice dintre nivelurile cosmice este în culturile arhaice așa de strâns legată de însăși mitologia acestor niveluri, încât disocierea elementelor mitice de cele magice nu mai are în cazul acesta decât rolul unei operații abstracte. Și totuși, operația nu e de prisos. Operația nu e de prisos fiindcă putem foarte bine imagina o cosmologie plină de analogii dintre cer și pământ, dar fără de acele particulare influențe magice dintre niveluri. Amintim doar că un urmaș al gnosticilor, Emanuel Swedenborg, una dintre personalitățile cele mai curioase ale secolului al XVIII-lea, a dezvoltat un fel de mitologie vizionară în care ni se vorbește clar despre corespondențe concrete legate prin efluvii magice. Swedenborg susținea că există corespondențe depline între etajele cosmice și le-a descris cu o pasiune dantescă, cu precizie de inginer și sinceritate de copil. În viziunile lui Swedenborg, spiritele sălășuiesc în lumea lor, ca și pe pământ, dedicate acelorași profesiuni
și fiind împărțite în popoare și comunități religioase. Ele locuiesc în țări și în orașe care corespund celor terestre. În Londra spiritelor ar exista chiar și o bursă. Swedenborg indică și numele străzilor. Duhuri în Ierusalimul ceresc umblă pe străzi și fac negoți cu diferite articole și mai ales cu pietre prețioase de care își fac rost prin contrabandă. Cunoaștem așadar A. mituri fără motive magice, B. magie fără motive mitologice, C. forme mixte de întrepătrundere a mitului cu motive magice.